Bună ziua din nou, de data aceasta de la microfon. Mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru vizita la noi și sunt absolut încântată să-i felicit personal pe campioni, pe campionii Olimpiadei Internaționale de Matematică și pe campionii concursului nostru de nostalgie. Am calitatea de gazdă a locului, altfel gazda evenimentului acesta, care celebrează și simbolic cei 55 de ani desfășurați, 55 de ani de participare la Olimpiadele Internaționale de Matematică, 55 de ani de la prima Olimpiadă Internațională de Matematică desfășurată în România, la Brașov. Sunt așadar doar gazda locului, gazda acestui eveniment care celebrează aceste lucruri pe voi toți, performanțele tuturor olimpicilor români. Este gazda așadar, este Hot News, căci lor le datorăm ideea implicării și susținerea afectivă lui Mărgărit, lui Cristi Pantazi, care nu e astăzi aici, dar în numele Hot News îl invit pe Victor Cosmei, pe domnul Victor Cosmei, să vă adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul. În locul meu aici ar fi trebuit probabil să fie colega mea, Raluca Pantazi, o parte din voi o știți. Ea a fost cea care a conceput și a ținut în brațe proiectul nostru editorial și legătura cu voi. Vreau să vă felicit foarte mult pentru rezultatul pe care l-ați obținut, pentru performanța de anul acesta. Vreau să felicit profesorii coordonatori că ați făcut o treabă foarte bună și vreau să vă mulțumesc că ați fost de acord să colaborați cu noi, să scoatem și în presă mai mult, poate, decât în alți ani, despre performanța voastră și despre tot ceea ce înseamnă Olimpiada Internațională de Matematică. Noi pe Hot News am ținut această campanie, acest proiect deja de câteva luni și a fost un proiect inedit pentru noi, pentru că a trebuit să aducem către publicul general o temă mai degrabă de nișă, ca să spunem așa. Să aducem poveștile minunate din jurul Olimpiadei, din prezent și din trecut, către cititorul obișnuit. Și am reușit cu voi, cu interviurile cu voi, cu poveștile voastre, cu foști olimpici, mai tineri, mai vechi, cu veterani, cu primul olimpic, cu primul medaliat cu aur, domnul Basarab Nicolescu, și am reușit să întâlnim niște oameni minunați, oameni foarte interesanți, din nou începând cu voi și cu profesorii din jurul lotului. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că ați colaborat cu noi și că ne-ați ajutat și că ați fost amabili și profesori la fel și că ne-ați suportat, ne-ați primit, ne-ați stat la interviuri. Și vreau să mulțumim de grup pentru că a fost de acord să intre în acest proiect cu noi și să ne ajute și sperăm pe viitor să continuăm cu astfel de proiecte, astfel de programe, de inițiative în care să scoatem în față lucruri interesante din jurul unor subiecte prea puțin discutate în presă. Încă o dată, felicitări! Tot gazdă și mai gazdă, mai de demult decât noi, este domnul profesor Gologan, președintele Societății Române de Matematică. Îl invit pe domnia sa să vă adreseze câteva cuvinte. Este sufletul lotului, dincolo de profesorul vostru ca elevi, și a generat, a fost factorul nu numai de entuziasm, ci și de coagulare, astfel încât Hot News și The Group să sprijine și ei un pic, alături de voi performanța. Domnul profesor, vă rog. Pentru mine așa, faptul că ați spus sufletul pregătirii lotului este foarte adevărat. Asta e lucrul la care țin cel mai mult. Pentru că în ceea ce înseamnă pregătirea lor, au contribuit foarte mulți dintre colegii mei, profesori și chiar studenți, foști olimpici.
Nu o să-i amintesc aici, pentru că lista e destul de lungă și începe cu cei pe care de-a lungul anilor, cei care de-a lungul anilor au început de la vârstele foarte mici, din diverse locuri ale țării, să le îndrume primii pași spre matematică, descoperindu-i că aceasta se poate transforma într-o pasiune și mai târziu într-o meserie. Tocmai voi prezenta în curând la un congres internațional despre concursul de matematică, o organizație a concursului internațional de matematică, o poziția mea relativ la ceea ce înseamnă, ce a însemnat pentru matematica românească olimpiadele și concursurile. În privința asta, cred că stăm cel mai bine din lume. Marea majoritate a matematicienilor români, unii extrem de importanți în ziua de astăzi și important și de-a lungul ultimilor 30-40 de ani, provin în matematică din concursuri. Mai mult, cu mult mai mult decât din alte țări. În al doilea rând, pentru că suntem în casa media, să zicem așa, într-un loc unde marea majoritate sunt legați de jurnalistică, de ziare, de imagine, așa mai departe, cred că s-ar putea, dacă aș mai avea timpul să mai fac o facultate, să mă îndrept puțin spre media. Sigur, spun în glumă, dar acum 11-12 ani, când mi s-a propus să fac această meserie, să zicem, de coordonator al loturilor și al olimpiadelor, sigur că am acceptat imediat, chiar dacă a fost puțin greu, pentru că a însemnat atunci că poate erau și alții care puteau să o facă. Dar prima mea idee a fost ca să-i ajutăm pe copii și prin vizibilitatea pe media. De cele mai multe ori, sigur că media a venit spre noi și ceea ce am remarcat iarăși este că de fiecare dată când a venit, mai ales în ultimii ani, n-a venit în ideea de a-și face publicitate firmele respective, ci au venit pentru că pur și simplu iubesc viitorul intelectual al țării astea. Spuneam că m-aș îndrepta spre media, sigur, exagerat, pentru că acum, de foarte multe ori se spune, stați puțin că parcă e prea mult, parcă e prea vizibil, toată ziua numai olimpici peste tot. Eu zic că nu e rău și că ei că nu trebuie să supere. Am văzut că au început să le placă. A început să le placă lucrul ăsta și că știu să răspundă frumos, știu să arate că avem o inteligență sclipitoare în România. Sigur, nu sunt numai ei, sunt mii și mii de alți copii pe care cei mai în vârstă, din păcate, ar trebui să-i vadă și cei care au anumite poziții cu care dirigează viața din România, să-i vadă că ei ar trebui să fie cei care să schimbe lucrurile până la capăt în România. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Adaug felicitări, le-am exprimat în variate forme și feluri către voi. Suntem realmente mândri, noi, așa, fiecare din noi, de performanța olimpicilor. I-am văzut aplaudați în public și pe colegii care au avut performanțe la biologie, i-am văzut și pe cei de la informatică, i-am văzut și pe cei de la fizică. Pentru voi, cumva, fără să putem măsura acest lucru sociologic, există o reverență în plus. Pentru că matematica, de toți cei care n-o practică așa în profunzime sau n-o iubesc așa cum o iubiți voi, este cea mai sofisticată dintre științe, cea mai complicată, cea mai greu accesibilă unei minți care nu e antrenată. Prin urmare, cu adevărat felicitări, adică suntem foarte mândri. Noi ca agenție, sigur că în efortul de a sprijini participarea voastră la această olimpiadă, alături de promisiunea că Hot News și The Group vor continua demersul, am beneficiat de multă expunere media la efortul nostru. A fost, desigur, grija pe care o au corporațiile, dar asta veți descoperi voi atunci când veți avea job. Grija, așadar, de a-și împărtăși
publicului, din eforturile către societate, dar totodată a avut și rolul de a stimula, de a oferi un exemplu pentru alte companii, pentru clienți de-ai noștri, pentru alte agenții, care au fost într-adevăr ceilalți potențiali susținători de anul viitor, foarte motivați să-și adauge efortul. O parte din sensul campaniei de a promova atât performanța voastră, cât și companiile care o susțin, are de-a face cu dorința de a stimula cât mai multe companii. Și avem nevoie și de performanță în multe domenii și de vești bune. În general, avem nevoie să citim, să aflăm, să știm, să aplaudăm vești frumoase. Așadar, felicitări domnului profesor, sufletul lotului și în general. Domnilor profesori, mă iertați, vă rog să mă iertați, n-am făcut prezentările și n-am știut dacă dumnealor sunt părinți, cum e cazul, sau sunt... Da, nu, iertați-mă. Deci felicitări tuturor profesorilor implicați. Sunt cei fără de care nu se putea întâmpla nimic din vestea frumoasă pe care ne-o aduceți. Și vouă și punctual, întâlnirea noastră de astăzi este menită și să ofere un premiu la concursul de nostalgie. Mărgărit, mă ajuți? Că Mărgărit e timid, e în spate și m-a rugat să nu-l vizibilizez. O rog pe Alina, colega mea, atunci, ca să respect dorința lui Mărgărit, să mă ajute să vă ofer premiile. Alina s-a ocupat de tot ce a însemnat în detaliu pregătirea acestei premieri. Știți că am avut un desfășurător cu povești ale veteranilor sau participanților de mai demult. Și am selectat dintre ele și am oferit premii și diplome. Domnul profesor Gologan ar avea din nou cea mai îndreptățită calitate să ofere diplomele și premiile. Bun. Le oferiți dumneavoastră. Avem doi premianți aici, cel de-al treilea n-a putut veni. Domnul Tiberiu Spircu este... Vă rugăm să-i oferim. Mai ales că întâmplător am fost foarte mulți ani colegi la un rudiment din matematică. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, a fost foarte emoționantă povestea pe care ați înscris-o în concurs și vă mulțumim că v-ați făcut timp să vă amintiți de ea. Dacă vreți să ne spuneți acum câteva cuvinte. Ok, păi singurele cuvinte pe care vi le pot spune pentru cei tineri din partea celor dinozauri este că cine nu știe istoria e obligat să o repete. Da, deci o repetați? Peste 50 de ani, să vedem. Vreau să mulțumesc domnului Gologan pentru munca depusă la Societatea Română de Matematică. Vreau să vă spun că prin anii 80, societatea decăzuse foarte puternic în ochii matematicienilor, așa încât în 1990, am considerat necesar să înființăm o altă societate paralelă, Societatea Matematicienilor din România. Domnul Gologan a reușit să repună Societatea Română de Matematică, să spunem o inversare de cuvinte, pe locul pe care l-a avut ea, să spunem, pe vremea când eram elev și înainte de al doilea război mondial, eu știu, poate și înainte de primul război mondial. Ok, vă mulțumesc încă o dată pentru... Vă mulțumim! Felicitări! Cel de-al doilea câștigător este domnul Peta Marius. Felicitări! Și de asemenea vă invităm să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua! Aș dori să... Mulțumesc și eu organizatorilor de grup și Hot News pentru concursul și la cât mai multe concursuri de genul acesta. Felicitări tinerilor olimpici și datorită lor ne aflăm aici. Și mulțumesc tuturor pentru premiul acordat și juriului pentru că a fost impresionat de povestea
mea. Mulțumesc. Da, mulțumesc. N-am știut că am harul ăsta de povestitor. E prima oară când scriu. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Și poate în încheiere, pentru că tot vorbim de amintiri, al treilea câștigător, spuneam, nu este prezent. Domnul Munteanu, da. Munteanu... Cristian, exact. Este plecat din țară, o să vină și o să-i mânăm premiul zilele viitoare. Ziceam că în încheiere poate ar fi frumos să ne povestiți și voi, olimpicii proaspeți, câte o amintire din ultimul vostru, nu, cel mai recent drum la Olimpiadă, pentru că poate peste ani o să fiți și voi invitați să povestiți amintiri de la Olimpiadă și ar fi bine să exersați de acum, nouă ne-ar face mare plăcere să auzim o poveste din Africa de Sud. Aveți? Să știți că se acceptă și povești amuzante. Au fost foarte multe înscrieri de povești amuzante. Ce v-a impresionat sau ce v-a marcat cel mai tare din Africa de Sud? Rezervația de pinguini. Da, rezervația de pinguini a fost foarte, foarte tare. Da, am rămas foarte uimit într-un mod foarte plăcut. Am rămas șocată, adică nu credeam că o să mergem la o rezervație de pinguini și a fost foarte, foarte frumos cum se plimbau pe plajă și știu că am stat câteva minute și ne uitam pur și simplu la ei, nu ne puteam lua ochii de acolo. Asta e o amintire foarte... Mai mult de atât, limita dintre zona pinguinilor și zona oamenilor era o chestie care se putea trece. Și unul din pinguini, cumva mai descurcăreț, a trecut pe sub niște scări și s-a băgat în zona oamenilor și a găsit un grup de vreo 30 de olimpici. Cum stăteam noi la autobuz, vedem că trece un grup de chinezuți și de toate națiile de oameni și un pinguin care merge așa tiptil pe lângă ei, a fugit din întreaga rezervație până afară la autocarele noastre. Și imediat după a venit o ghidă care era chiar din autocarul nostru, care încerca să-i explice în engleză pinguinului că trebuie să se întoarcă. Și reacția pinguinului era una absolut minunată. Stătea și se uita în toate direcțiile, după care mai face ghida un pas în față și pinguinul începe să fugă. În moment în care eu și cu muscă am fugit și noi după pinguin să ne facem poze. Noi avem tot filmulețul cu ce s-a întâmplat acolo și e foarte amuzant și când încearcă și Paul să vorbească cu pinguinul că "No, Mr. Penguin, you have to go home." Bine, acum că ne-am destins... Spuneți-ne puțin despre concursul de anul acesta. Cum vi s-a părut? Mai greu, mai ușor decât v-ați așteptat, poate? Concursul a fost considerat alții ca fiind mai ușor, dar desigur, emoțiile din timpul probelor și-au pus amprenta asupra noastră. Și ne-au făcut pe fiecare în parte să facem mici greșeli prostești, am mai pierdut puncte pe la anumite probleme și asta ne-a dus pe locul 11. E un loc bun, oricum, o clasare foarte, foarte bună. Cum am mai zis și repet, suntem primii din Uniunea Europeană. Nu trebuie neapărat să spunem că suntem la locul 11 mondial. Cu cei care au participat acolo, ați legat niște prietenii. Țin minte că am avut un interviu cu primul medaliat cu aur, domnul Basarab Nicolescu, și a spus că prieteniile pe care le-a legat la Olimpiada Internațională, prima, i-au rămas mult timp, au rămas și amintiri plăcute. Voi ați reușit să vă împrieteniți cu alți participanți pe acolo? Să... Aș spune că prieteniile în mare parte se fac între vorbitorii de aceeași limbă și noi suntem foarte buni prieteni în mare parte cu moldovenii și mai avem izolat câte un prieten din Serbia, câte un prieten din Italia, dar în general noi suntem prieteni cu moldovenii și... Cu ei petrecem noi timp la Olimpiadă. Ok. Am văzut că au fost câteva probleme și v-am mai întrebat asta, care au fost mai grele. Problema a treia. Tu la un moment dat mi-ai spus că ieri la aeroport că nu cred că este cineva la noi în România care ar fi în stare să o rezolve. Da, din păcate nu avem momentan pe nimeni care să fie de nivelul unei probleme 6, mi se pare.
Da, totuși oricum ne-am descurcat. Ne-am descurcat, da. Dacă vă uitați la problema 6, cred că în ultimii 5-6 ani nu avem pe nimeni. Okay. Am să vin lângă tine, că tu ești cel care ai reușit să iei acele puncte în plus ca să iei medalia de aur. Zi-mi tu, personal, cum ți s-a părut concursul? Păi, concursul de anul ăsta a fost puțin diferit. Chiar dacă la orice olimpiadă sunt unele probleme care au unenunț ciudat și prezintă în ele ceva nemaivăzut până atunci, sunt foarte interesante din această cauză. Anul acesta au fost chiar 3 probleme de combinatorică și la combinatorică, în general, problemele se rezolvă cu o idee mai degrabă decât cu niște tehnici bine cunoscute. Și am văzut că le-ai făcut pe toate, ai luat punctaj maxim, mai puțin ultima problemă care era. Da, ultima problemă cred că a fost foarte grea, am și pornit pe o idee greșită și n-am putut să o fac. Oricum, felicitări pentru rezultat, felicitări pentru fiecare dintre voi și felicitări și colegilor care n-au reușit să ajungă azi. Oricum, foarte, foarte bun rezultat și să sperăm la mai mare pe viitor. Vreau să vă mai întreb ceva așa, din nou, ca interesul de jurnalist. Câți dintre voi pleacă în afară să studieze? Anul acesta suntem doar eu și cu Paul de clasa a 12-a, așa. Iar el va pleca la Cambridge și eu rămân în România. Bun. La anul? Eu mă gândesc, eu voi aplica cu siguranță în toamna acestui an la facultăți în Statele Unite și după ce voi vedea la ce facultăți voi fi acceptat, voi alege și una dintre ele. Voi face atunci decizia privind facultatea unde voi merge. Voi? V-ați gândit? Eu nu sunt încă în clasa 10-a și mai am timp să mă gândesc. Dar nu m-am decis. Probabil voi aplica și eu în străinătate, dar încă nu sunt decis dacă să plec din România sau să rămân. Eu sunt cam la fel ca și Ștefan, tot în clasa 11 și tocmai de asta probabil să aplic în toamnă și o să văd în funcție de ce admisie o să am, dacă o să rămân sau unde o să mă duc mai precis. Ok. Încă o întrebare ultima, promit. V-ați gândit la un viitor pentru voi în matematică sau vă gândiți să mergeți pe altă filieră, pe altceva? Eu personal las toate variantele deschise și mă gândesc că poate voi face sau matematică pură sau matematică aplicată, dar am timp să mă hotărăsc. De exemplu, la facultate în Statele Unite trebuie să-ți alegi majorul de-abia la sfârșitul anului al doilea. Și asta îți lasă destul timp să te decizi și să-ți dai seama ceea ce vrei să faci cu adevărat. Și eu voi rămâne pe ceva ce necesită matematică pură sau matematică aplicată. Voi v-ați gândit? La fel, tot ceva în domeniul matematic. Okay. Bun. Mulțumesc mult și încă o dată, felicitări!